Așadar, bună ziua și bun găsit la Ateliera Tudorov Online. Deci, Ștefania, de un an de zi nu ne-am văzut. Este o mare problemă pentru noi, că ne-am obișnuit aproape zi de zi, nu să, să ne întâlnim. Și după un an de zile de odihnă, de refacere, așa, întâlnim cu toate toatele. Și am să intitulez lecția, cum zicem, tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a șasea, și o să încercăm să facem fracții, operații cu fracții. Asta, asta o să fie lecția, da? Fracții, operații cu fracții. Pentru? Așa, clasa a șasea. Da. Nu a cincea, a cincea a fost. Asta e ce spune. Foarte bine cum s-a spus. Ștefania, pornesc lecția spunându-ți așa că mulțimea care, în care s-a lucrat până în clasa a patra a fost mulțimea numerelor naturale, nu? Și mulțimea asta a numerelor naturale conținea elementele 0, 1, 2, 3 și cum mai departe. Aici ne-am desfășurat toată activitatea, 0, 2, 3 puncte, puncte. Numai că partea practică este că, mă rog, să lucrăm și cu altfel de numere, nu numai așa, între și jumătate și un sfert, da? Deci sunt situații concrete când trebuie să măsurăm, nu ne ajung numele naturale să ne putem exprima și atunci facem un uz și de altfel de numere. Și atunci, dacă ne gândim ca pe o dreaptă să reprezentăm numele acestea, aici pune undeva 0, hai să zicem așa, da? Îl punem pe undeva pe 0. Ne luăm o unitate de măsură, un segment de lungime 1, unul ăsta ne umblă așa cât vrem noi, mai mare, mai mic, tu zici un pătrățic ca să stabilești acolo, da? Și ca să reprezentăm cifra 1, spunem că punem un segment de lungime 1 și atunci 1 va fi aici. Ca să reprezentăm de 2, mai punem încă un segment, da? Și aici va fi 2, apoi 3, apoi 4. Însemnând că punem segmente, deci este un dat, nu? 5. Ei, chiar și vizual, chiar place ochiului. Pentru că în momentul în care am zis 5, am deja 5 segmente. Deci cifra 5 reprezintă cele 5 segmente puse. Și așa mai departe. 6, 7, 8. Însă, hai să constatăm că de la 0 până la 1 este destul spațiu. Da. Nu? Adică, jumătatea dintre 0 și 1 este 0,5. Da. Da? E 0,5, adică care se adună 1 pe 2. Adică, tot segmentul a fost împărțit în 2. Da. Și eu trebuie să reprezentăm pe lungimea acestui segment. Deci, este o jumătate din tot ce a fost. Deci, iată că omul simte nevoia să folosească și alt fel de numere decât cele naturale. Adică fracțiile. Fracția are, e vorba de o împărțire, linuța asta înseamnă împărțire, a celui de sus la cel de jos. Da? Deci, unul e împărțit în două. Da. Și valoarea sa, dacă facem împărțirea de timp, face 0,5. Că zicem 2 în 1 merge de 0 ori, primul 0, 10, 2, 10 de 5 ori. Da. Deci e clar că s-a simțit nevoia practică de a vorbi și de astfel de numere. Și fracțiile sunt de două categorii. Fracții ordinare și fracții decimale. Da. Deci fracțiile te surprind. Fracții care se notează cu Q. Q, asta e mulțimea, cum zice, numele naturale, mulțimea fracțiilor cărți Q. Și îți dă două categorii. Unu, fracții ordinare, fracții ordinare. Și doi, fracții decimale. Deci fracții ordinare și fracții decimale. Ei, fracțiile ordinare
înseamnă astea, 1 pe 2, 1, 3 pe 4, da? Deci exemplu de fracții ordinate, exemplu, ar fi 1 pe 2, 3 pe 4, 7 pe 8, 9 pe 10, și așa mai departe. Acestea sunt toate fracțiile. Care înseamnă așa, la aceste la multă, de sus se numește numărători, s-a întâlnit, deci este cheamă numărători. Și este cheamă unitori. Și avem și fracții decimale. Adică, cum ar fi, iată, valoarea lui 1 pe 2, înseamnă 0,5. Apoi, aici ar fi 3 împărțit la 4, 0,75. Și mai departe. 0,3 în perioada de 7. Se amintește, avem 0,3 în perioada de 7, invers. Nu se pune cifra care se repete în paranteză de după virgulă, ci de la altă încolo, nu? Asta este un număr fracționar, număr decimal, periodic, mixt, ca avea și parte de periodic. Când e... Simplu, când începe de după virgulă pe toată. Da. Deci, ăsta este mixt. Mixt. Și aici, dacă aș fi 0,37, așa pus, înseamnă periodic... Simplu. Simplu, da? Periodic simplu. Periodic simplu. Când începe grupul de cifre, începe distant de după virgulă. Când am și poate neperiodică, cum este aici, înseamnă periodic, un număr periodic mixt. Da? E și parte neperiodică și parte periodică. De ce am zis mixt? Ei bine, sigur, când avem în fracția asta 1 pe 2, știm ca valoare că ea înseamnă 0,5. 1 împărțit la 2 înseamnă 0,5. Dar ea este egală și cu 3 pe 4. Este aceeași fracție. Da. Adică dacă împart pe 2 la 4, 4 în 2 merge de 0 ori, 20, 4 în 20 de 5 ori. Deci tot 0,5 este. Da. Da? Deci vrei să faci împărțirea? Facem. Deci fără 2 împărțit la 4, egal cu 4 în 2 de 0 ori, virgulă, până în 0, 4 în 20 de 5 ori. Deci este aceeași, 1 pe 2. Da. Poți face 1 pe 2, pe 2 la 4. Dar zic, este ca 3 pe 6. 3 pe 6. Da. Ia să vedem. 3 împărțit la 6 fac tot 0,5. Merge de 0 ori, punem virgulă, 3 de 6, 3 de 5 ori. Vezi? Este aceeași normală. De ce spune că sunt egale aceste fracții? Dar cum s-au obținut 2 pe 4 din 1 pe 2? S-a amplificat cu 2 și numărătorul și numitorul. Da? Deci, iată că aceste fracții, să zic, că sunt echivalente. Deci, iată, să zic, că sunt același valoare au. Dacă ar fi să vedem, de exemplu, pe alță, pe toate ar trebui să le pun aici, în dreptul 0,5, și 1 pe 2 și 2 pe 4 și 3 pe 6 și 4 pe 8. Da. Și zic, și 4 pe 8 este. Da? 4 pe 8 este aceeași și mai departe. Toate se obțin din cea de la început înmulțit cu un număr. Aici am înmulțit cu 2, pentru obținerea asta. Pe urmă la ceea ce am înmulțit-o cu 3, 3 ori cu 3, 3 ori cu 2, 6. Și pe urmă cu 4, 4 ori 4, 4 ori 2, 8. Dar asta este ireductibilă. Ireductibilă. Deci nu se mai poate simplifica. Pe când celelalte 2 pe 4, 3 pe 6 și 4 pe 8 și care mai fi, sunt reductive, se mai pot simplifica. Da. Dacă tu întâlnești pe asta 2 pe 4, tu nu stai de vorbă cu ea. Da. Deci când vezi 2 pe 4, zici, nu faci. Simplificăm prin 2, adică faci prin 2 și numărătorul și prin 2. Face 1 pe 2. Te duci la bază, da? La cea care nu se mai simplifica. Dacă întâlnești pe 3 pe 6, tu nu stai de vorbă cu ea și spui, nu-mi place, nu vreau, mă duc repede și o simplific și atunci vine un tot un fel. Da. Și așa mai departe, oricare. Deci,
observație se desprinde de aici. Ori de câte ori întâlnim fracțiile, le facem ireductibile, nemai... De aia trebuie să știm divizibilitatea la 2, la 3, la, da, la 5, ne amintim de toate acestea. Deci, întâlnăm observații. În exerciții lucrăm cu fracții ireductibile. În exerciții și în practică, de zi cu zi, da, sau în lucrări, dacă avem de făcut, lucrăm cu fracții ireductibile. Nesimplificabile. Da? Ireductibile, nesimplificabile. Asta e problema pe care o avem de rezolvat. Bun. Ei, și ca să fie treaba deșteaptă, hai să vedem, să adunăm două numere zecimale. Hai să adunăm pe 0,5 cu plus 0,25. Cât ar face dacă le adunăm pe astea două? 0,75. 0,75, știți, așează, 10, 15, 10, 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
că orice număr fracțional decimal se scrie sub formă de fracție. Deci 0,5 cum s-a scris? 0,5 ar însemna 1/2. Exact, 1/2, adică ar fi 5/10, ca să învățăm pe prietenii noștri și amintească. 5/10, nu? Pentru că virgula la dreapta am amplificat cu 10 și sus și jos, 5/10, care se simplifică prin 5. Tot așa de bine, 0,25. 0,25 înseamnă ce? Înseamnă 25 contra 100. 100, ok. Și simplificăm prin 25, chiar prin 25. Și vine 1/4. De 4 ori de 25, 4 100, da? 1/4. Hai să dau una, un loc de 0,5,51 pe 2. Deci, dacă adunăm 1/2 plus 1/4, ia să vedem cât, cât o să obținem. 1/2 plus 1/4 egal cu... Numitorul comun aici este... 2. Deci, vezi, eu aș putea să te adun, dar una zice 1/2, cealaltă 1/4. Sunt cu numitori diferiți, că dacă aș avea fea hupa... Să le simplificăm, dar este de așa simplificat la maxim. Nu mai avem ce face. Însă, ce bine ar fi să aibă și cealaltă tot numitorul 4. Că dacă ar avea tot numitorul 4, atunci, astfel, același numitor fiind, aș vrea dat numitorul la numărători. Da. Adică, ți amintești 1/2, plus 1/2, cât face? O doime și o treime? Fiindcă au același numitor, punem numitorul 2 și atunci facem 1 și 1, 2 și 2 de 3 face 1. Adică o jumătate de mă și o jumătate de mă fac o mare de 3. Ei, vezi tu, eu vreau neapărat ca și 1/2, cred că 1/2 am șansă să atașez cu numitorul 4. Ce să-i fac eu la asta ca să fie cu numitorul 4? Amplificăm cu 2. Pentru că 1/2 e cu 2/4. Deci amplificăm din ea e practică. Deci nu e o moft. Da? Amplificăm partea cu 2. Și parcă se pune partea asta când amplificăm. Când simplificăm cu neamă dreapta. Da? Și facem că dacă 2/4. 2/4. Plus 1/4. Ce fericit suntem. Face 3/4. Surprează. Surprează. Și acum am emoții. Pare 3/4 fac 0,75 ca să fie prea deșteaptă să spun că a făcut un curs cu spectacolul ăsta. 1/2 cât a făcut? Știam, e 0,5. E 0,5 plus 0,25. Cu 0,75. 0,75. Și acum am emoții să văd dacă chiar 3/4 fac 0,75. Hai să învățăm de 3/4. 3/4 egal cu 4 ori 30 de 0 ori, 30, 4 ori 30 de 7 ori, 28, rămâne 2, da. Spunem 0,
Superb, 075. Mă, ce de fapt, dar acum am aflat cum se adună două fracții. Deci cum se adună două fracții? Dacă au același unit, tu ești fericită. Da. Dacă nu, tu cauți să fie același unitor. Și ce șansă mare ai avut aici, că doar aplicând pe 2, cu 2 pe 1 pe 2, ai dus-o la 2 pe 4, că știți asta, deci este echivalentă, că mulțim număr, și numărătorul și unitorul pe același lucru. Și acum, când ajungi în momentul ăsta, pui unitorul comun și avem pe 2 cu 1 și ai văzut 3. Și este o treabă deșteaptă, că ajung exact la lucrul acesta. Da? Deci, iată că este momentul cel mai frumos acum. Noi știam să adunăm numele de zecimale, nu? De așezăm virgulă sub virgulă și partea zecimale, 10 sub 10, 10 sub 10, 10 sub 10, 1000 sub 1000 sub 1000 și facem toată povestea aceea. Plecând de la asta, am făcut un experiment, un exemplu și am ajuns la concluzia că 1 pe 5 care e 1 pe 2 și 0,25 care e 1 pe 4 nu prea mă descurc, n-am șanse că să fie același unitor. Și atunci, eu nu am făcut decât să privesc la 2 și la 4 și am aflat cel mai mic multiplu comun. Da. E cel mai mic număr la care să se împartă și 2 și 4. 4 este cel mai mic. Da. Cel mai mic număr la care să se împartă și 2 și 4 este 4. Și atunci, am împărțit 4 la 2 și am împărțit cu 2, da, îți amintești? Și atunci, iată, merge foarte bine treaba. Deci, notăm. Pentru a aduna, 2, pentru a aduna. În paranteză, scădeam. Aduna, scădeam. Două sau mai multe fracții, pentru a aduna, sau scădeam două sau mai multe fracții. Procedăm astfel. Luăm unitorii fiecărei fracții. Luăm unitorii fiecărei fracții, virgulă. Îi descompunem. Și aflăm cel mai mic multiplu comun. Îi descompunem și aflăm cel mai mic multiplu comun. Deci, luăm, îi descompunem și aflăm cel mai mic multiplu comun. Pe urmă, cel mai mic multiplu comun, da? Linuță, alte chestiuni, alte momente importante. Împărțim cel mai mic multiplu comun. În paranteză, numitorul comun, de fapt, ăsta e, numitorul comun al fracțiilor. Comun al fracțiilor. La fiecare dintre numitorii fracțiilor. La fiecare dintre numitorii fracțiilor. La fiecare dintre numitorii fracțiilor. Pentru a amplifica pe rând toate fracțiile. Liniuțe de sub. Punem numitorul comun, deci punem o sigur linie fracții, da, numitorul comun, și apoi facem calculul corespunzător. Facem calculul. Ca să nu lungim vorba, hai să încercăm să adunăm 1 pe 24 plus, deci 1 pe 24,
plus 3P, plus 5P, 54. Egal. Mai întâi, vreau să vedem dacă nu putem să mai simplificăm, dacă sunt ireductibile. Da. Fiecare parte. 1 pe 24 este ireductibilă, nu mare. Dar 5 cu 54. 5 la 5 s-a împărțit la 5. 5 la 5. A, da. Dar 54 nu se divide la 5. Eu vreau, când zic că vreau să o simplific, trebuie să împart și numărătorul și numitorul în același lucru. Cea de sus are numai pe 5 ca divizor. Dar cea de jos nu are pe 5. Deși ea este ireductibilă. Atât numai prima pe cea de jos este ireductibilă. Eu trebuie să fac operația de adunare. Nu au același numitor. Sunt 3 acum. Dar iau pe fiecare în parte și eu descompun. Ca să aflu cel mai mic multiplu conform. Și zicem 24 este egal cu... Ar fi 2 la 2. 6 ori 4, nu? E zis bine. 6 ori 2 la 9. Care mai este egal? 6 ăsta este 2 ori 3. Mai umblăm. Da. Deci fii numere prim. 2. E 2 la 3. 2 la 3 ori 3. Perfect. 2 la 3 ori 3. Pe 54. Cu cine ar fi egal 54? Cu... 6 ori 9. 6 ori 9. Care este egal? Cu 2 la 2 ori 3, 6, când discutăm, 2 ori 3, ori 3 la 9. Care face? 2 ori? 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Vezi? Hai să schimbăm o dată. 24, să fie mai clar pentru... 24 este egal cu 2 la 3 ori 3. Iar 54... Egal cu 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Și zicem de sus. Cel mai mic multiplu comun, cel mai mic număr, care să fie atât de deștept încât să se împarte exact și la 24 și la 54 este, și acum ne amintim cum s-a aflat numitorul. 2 la 3. Nu cel mai la putea cel mai mare, cel mai mare. Dintre cei comuni. Da. Logic cei cu puterea cea mai mare. Dintre 2 la 3 și 2. 2 la 3. Deci luăm 2 la 3. Hai să spun ce confuzii face. Că zici cel mai mic. Da. Deci, așa e. Cel așa. Mai mic. Aici fugim ideea, da? Da. Dar e vorba de faptul, că o să-ți explic în zată, da. De cel mai mic număr care, la care se împartă atât 24 cât și 54. Iar pentru a ajunge la acela, din, la divizor, când încep să îi compari, dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Între 3 la 3 și 3 la 1. Și 3 la 1. Pe 3 la 3. 3 la 3. 2 la 3 face 8. 8 ori. 3 la 3, 27. Și 8 ori 27. 7 ori 8, 56. 75, 8 ori 2. 16 și cu 5, 20. Și 1. Fii. Și 8 ori 2, 16 și cu 5. Dacă ai fost 15 și cu 5, face 20. Da. Da. 5 cu 6, 28. Da. Da. 216. Ăsta e cel mai minunat. Care-i deștept. Și se împarte exact și la 24 și la 54. Hai să ne convingem că așa stau lucrurile. Ia să împărțim pe... Cine? Pe 24, pe 216. Împărțim la 24. 24. Merge ca 2... 2 în 21, ar fi de 10 ori, de 9 ori, nu se poate de 10 ori, de 9 ori. 9 ori 4. 4, 27. 6, mai bine, vezi, iubește, bine, nu facem. Și 3, 9 ori 2, 18 și cu 3, 28. 28. Deci, s-a văzut exact. Da. Da? Deci, iată că e perfect. Bun. Hai să vedem dacă 216 se împarte și la 54. Te rog.
aveți? 5 în 2, deci și 1 merge de 4 ore. Deci 5 în 21 merge de... de 4 ore, adică e 20. Ți-ți place foarte tare că e 4, 4, 16 cu control. Da. Dar și 5 ori în 21 merge de 4 ori, 4, 5, 20 aproape, nu? Da, da. E să vedem. Deci 4, 16. 4, 5, 20 și 1, 20. Da, deci ăsta e numărul deștept, cel mai mic cu putință, care se poate exact și la 24 și la 54. Sigur și că și dublu să. Adică de 2 ori 416 și se poate și la 24 și la 54. Dar iată să vedem de 2 ori puteți. Dar nu e cel mai mic. Deci asta este rostul pentru după care noi alergăm. Nu alergăm după urmă, că să mai îngrușinește așa copiii, fac așa. Zice, în cazul ăsta, 54-24, mulțesc pe astea două. Da. Și este un numitor, dar e un număr mare. Știi de câte ori, cam cât e de mare? Cam de 4, de 12 ori mai mare decât 200. Și este o pierdere. Practic, te aventurezi într-o zonă destul de urâtă. De aceea, luăm pe fiecare în parte, îi descompunem și avem cel mai mic multiplu om. Ăsta este numitorul om. Așadar, îl pun în acum 216. Vezi ce a scris acolo prima parte și a zis, le citește. Luăm numitorul fiecare în parte și îi descompunem și aflăm cel mai mic multiplu om. Iată, ia-mi poate fiecare în scopune și aflăm cel mai mic multiplu om. Da. De la care? Ce a zis? Împărțim acest lucru. Împărțim cel mai mic multiplu comun, adică numitorul comun al fractelor la fiecare dintre numitorul. Ah, da, asta a fost. 26 împărțit la 24 și merge de ori. De 9 ori. De 9 așa amplificăm aici. Așa. Și acum împărțim și la 54 pe 26. De 4 ori. De 4 ori. Și îl pune singur din difracție, așa am zis. Da. Și acum facem calcul azi. Care e calcul? 9 ori plus, din plus aici. Plus 4 ori 5? 20. Și calcul este rezultatul 29. 216. Asta este, așa s-a dat. S-a zis că dacă ar fi fost scăzut, puneam minus. Da. Deci 2 sau mai multe fracții. 2 sau mai multe fracții. Să adună sau să scadă pe caz. Da. Cum? Astfel am zis, astfel. Da? Două sau multe fracții, să adună sau să scadă. Astfel, două puncte așa. Prima chestie. Da. Luăm numitorii fiecarei fracții și îi descompunem și aflăm cel mai mic multiplu comun. Vezi? Asta e prima etapă. Da. Împărțim cel mai mic multiplu comun. Adică exact. Numitorul adică comun al fracția, adică numitorul comun 216 afară. La fiecare dintre numitorii fracțiilor pentru a amplifica pe rând toate fracțiile. Pe 216 am învățat 24 și vedem. Pe 9. L-am găsit pe 9. Pe 216 cu 54 am amplificat. Da. Ei, dacă am mulțit fracția asta cu 9, vine 9 supra 9-24 fac 216. Și de mulțită cu 4, 4, 5, 20, 4, 16. Și atunci am tot același numitor, punem numitorul comun și tot este perfect. Da. Da. Deci... punem numitorul comun și apoi facem calculul. Vezi ce a spus? Am spus exact ce și facem în mod practic. Da. Da? Deci în mod practic. Asta facem și acum nu mai avem emoții când e vorba de aflat, adunat două sau mai multe fracții. Ia să vedem, în continuare, noi facem niște exemple ca să înțelegem bine lucrul cu fracții. Așa. Deci tot adunare și scădere să facem, pentru că e important să avem în clar, să nu mai vorbim cât avem de tot astfel de așa, da. Să mă anunț la părere zi.
5, așa. Vreau să merg undeva și să mă urcă ceva acasă și... Fapere 5? Da, fapere 5. Mai de trebuie să vin. Da, e 47 minute. Așa, așa. Uite, spunem așa. 7 supra 42. 7 supra 42 minus 3 supra 15 plus 2 supra 24 e cam 2. Așa este. Dar mai întâi analizăm de fiecare fracție, să nu cumva să avem parte, să o mai simplificăm, să o facem reductibilă. 7 supra 42, să o luăm de parte. 7 supra 42. Ce părere ai? Mai merge prin 7. Prin 7? Chiar prin 7? Da. Îi faci în 6? Da. Deci tu te gândești prin ce mă să împarți și numărătorul și numitorul. Da. Da? 7 mă prim. Eventual 7 se împarte, 42 se împarte și la 7, ca să identificăm toată fracția asta prin 7. Și iată, fiind simplificarea... Vine 1. Supra 6, da. Deci, am plecat de la 7 pe 42, că e numele de amar și mă duc la una echivalentă a ei. În loc de 7 pe 42, pot zic că e dat 1 pe 6. 1 pe 6 minus... 6 minus. Cealaltă fracție? 3 supra 15. Așa. E ireductibilă. Este ireductibilă. Nu se mai poate simplifica, nu? Nu. Adică nu există un număr care... Care se mai împarte și... Care se împarte și pe numărător și pe numitor. Da. Nu există, iar pe gândește un pic. Care ar fi cel mult dacă ar fi să fie cineva? 3. A. Și 15 se împarte la 3. Ca tehnică, tu știi că suma cifrelor, un joc în 6, da? Da. Da, știi că 15 e prea simplu să pare la 3. Deci asta este reductibilă. Da. Nu este ireductibilă, nesimplificabilă, ci este reductibilă, simplificată. Așa că o luăm și prea departe. Să zicem 3 prin 15. Da. Împărțim totul prin 3. 3. Și facem 1 spre 5. 1 spre 5. Deci în loc să lucrăm cu 7 din 42, 3 pe 15, iată că 1 pe 6 și plus minus 1 pe 5. Plăcut ochiul. Sunt mai mici numerele. Da. Nu muncim atât de mult. O să vezi îndată, o să facem comparație. Și acum 2 pe 24? 2 pe 24... Prin cât am merge? Prin 2. Da, prin 2. Da. Și cât am face? 1 pe 12. Deci plus 1 pe 12. Plus 1 pe 12. Ei, ia uite-te. Dacă 1 pe 42 nu ce am îl descumpărat, pe 15 îl descumpărat, 24. Dar acum avem niște numere mici. Și de acum ne trebuie spre descumpărarea aici. Așadar, 6 egal cu? Egal cu 3 la 3 la 2. 2 la 3 fac 8. 2 ori 3. 2 ori 3. Atenție mult. Da. Da? 2 ori 3 fac 6. Da. 2 la 3, 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Iar 3 la 2 face 3 ori 3 de 2 ori face 9. Deci face 2 ori 3. Foarte simplu. 5 rămâne 5. Iar 12. Este, adică 4 este 2 la 2, ori 3. Ori 3. Și tragem linie și acum zicem cel mai mic multiplu comun este? Cel mai mic multiplu comun este 2 la 2. 2 la 2 dintre ale 2. Deci recer 2 la 2. Am înmulțit cu 3. Cu 3 foarte bine. Și 5. Și cu 5. Și comun și necomun. Deci totul se ia.
Dacă sunt român cu cea mai mare putere, deci aici a fost un model clar de lucru. Se iau dintre cei români, de cei cu puterea cea mai mare și plăcut să mulțești cu toți cei de român. Și atât face aici. 4, 3, 12, 5, 12, 5, 5, 20, 0, 1, 5, 60. 60. 60 este numitorul comun. Așadar, suntem fericiți. Numitorul comun este, l-am aflat, 60. Și acum, știi bine, îmi pune numitorul comun 60. Să punem așa, 60. Da. Și acum zicem 60. Și împărțim pe 60 pe la fiecare fracție. 60 împărțit la 6. 10. 10. Deci aici am făcut 10. 60 împărțit la 5. 10. Ar fi 50. Dar mai este o 10, 2, deci 13. Dacă ar fost 50 împărțit la 5, face 10 ori. Da. Dar mai este un 10 până la 60. Și 12. Nu, că dacă ar fi 5 în 6, merge o dată la 10. Da. Rămâne 1, punem 0, 5 în 10, de 2 ori. Așa, dar aici 12. Și aici ce punem? 60 împărțit la 12? 2. 60 împărțit la 12. Dacă 60 împărțit la 5 a fost 12, 60 împărțit la 12 cât va fi? 60 este egal cu 12 ori 5, nu? Da. Și pe 60 când împărțim la 12, pe da 5. Și pe 60 când împărțim la 5? 12. Așadar, 60 împărțit la 5 a făcut 12. 60 împărțit la 12? 5. 5? Păi da. Atenție. 5. Dacă vrei să faci împărțire, o faci efectiv. Dar e prea simplu aici ca să mai vedem. Și acum zicem, 10 ori 1, 10, minus 12, plus 5. Și facem egal mai departe, 10 și cu 5, 15, minus 12, 3. Facem 3, supra 60. Și 3 pe 60, se simplifică, nu este ireductibilă. Prin cât ar merge? 20. Deci așa, asta, sus, jos, prin cât, prin cine se... Tu zici 20, dar tu ai zis 20 și înțeles 60 împărțit la 3. Da. Păi zici, se simplifică prin 3. Deci când zic că se simplifică, eu caut acelul prin care se împart și numărătorul și numitorul. Și cum, da. Și cum sus este 3-ul, celul prin 3 caut, că e prin de așa. Deci simplificăm prin 3 și atunci face 3 în 3 merge o dată, 3 în 20, 3 în 60, 20. 1 pe 20. Asta este răspunsul. Mai vedem o dată. Ce am făcut? Am analizat fiecare fracție în parte și am văzut-o dacă ea este reductibilă. Adică dacă se mai poate simplifica. Deci când zic reductibilă, trebuie să înțeleg asta. Dacă se mai poate simplifica. Vreau să mișorez numerice, nu-mi place să lucrez cu numerele mari. Și cu 7 număr prim, eu cel mult prin 7 mă gândesc să împart și numărătorul și numitorul. Deci prin 7, cel mult 7, de 42 înseamnă 7, se împarte, de 42 se împarte la 7 și face 6 ori. Și avem apoi fracția 1 pe 6. 3 pe 15. Și ea este reductibilă, da? Prin cât? Prin 3. Prin 3. Și am operat foarte bine. Și prin 3 am făcut operația. Și am rezultat fracția 1 pe 5. 2 pe 24. Prin cât o simplificăm 2 pe 24? Prin 2. Prin 2. Și facem 1 pe 12. Și am văzut să muncesc cu fracții de la început. Și hai să spunem după. Teoria trebuie să facem așa. Luăm pe 42, ce spun cum e? 42. Iată cum se face așa, 10 numitorul. Adică, varianta, hai să spunem, fără să ținem cont de simplificare. Spune. 40. 42 egal cu 6 ori 7.
6 ori 7 și egal cu 2 ori 3 ori 7. Da? Că urmă, în loc pe 15. E 3 ori 5. 3 ori 5. Și rămâne așa, egal aici, cum sunt egal, ca să rămân așa, în comparație, 3 ori 5. Și 24 este egal cu 6 ori 4, 6 ori 4, ai zis bine, sau egal cu 2 ori 3, 2 la 3. 2 la 3, ori 3. Și atunci, cel mai mic lucru comun ar fi fost. Ar fi fost 2 la 3. Corect, 2 la 3. Ori 3. Ori 5 ori 7. Ori 5 ori 7. Și ar face? 2 la 3 e 8. 8. 8 ori 3, care da. E 30. 3. 24. Vrei să spui deodată 24? 24 ori? Ori 5. 5 ori 7. 5 ori 7, 35. Și aș contez muzică de 24, 35, te rog. 24, 35, ce se face cu muzica asta? 24, 35. 840. 5 ori 4, 20. 5 ori 2, 10. 2, 12. 3 ori 4, 12. 21, 3 ori 2, 6, 7. 0, 4, 8. 840. Asta ar fi fost numitorul comun, da? Numitorul comun ar fi fost. Deci dacă n-am fi fost atenți și am fi luat-o în mod direct, mi-e și propus să te amintești, da. Deci are rezolvăm pe 4, 7 pe 42, minus 3 pe 15 și plus 2 pe 24. 24. Este egal cu numitorul comun, am aflat acum 840. Acum trebuie să împărțim pe 840 la 42, la 15 și la 24, ca să vedem cum am modificat. Ia să vedem pe 840 împărțim la 42. Ia vezi cât ori merge. Merge ca 4... 8 de 2 ori. De 2 ori. 2 ori 2, 4. Nu mai bine strâmbește, da? 2 ori 4, 8. 20. Deci cu 20 am venit aici, da? Da. Din face. Ia să vezi tu 840, păi la 15. 840. Merge ca 1, 8. Deci 840. Hai să facem pe 840, am zis. Împărțit la cine? La 15. 840 împărțit la 15. Cum gândi? Merge de... Ca 1 în 8. De 7 ori. 7, 7 ori 15, deci din 3 ori așa. Sare mult peste. 8 ori 5, 40 de ori. De 8 ori. De 8 ori, 8 ori mult. 8 ori 1, 8, 80. Cu gata, l-au acoperit. De înapoi. Și cu 7 la mult. 6 ori 5, 30, 3, 1, 6 ori 6, 6 ori 3, 9, depășește 8. 5 ori 5, 25. Deci de 5 ori 5, 22, 5 ori 1, 5 cu 2, 7. Nu mai bine, mai puțin de 8. Da. Deci cu 5 în acea. 5, 5 ori 5. 25, 5 și 2, 5 ori 1, 5 cu 2, 7. 14 fără 5, 9. Corect. Ce am apropiat, nimic, 0, 15, 90, ca 1. Ca 1, 9, din 9 ori e prea mult. 8. De 8 ori e chiar mult, iar 6, 5, 40, vine 4 același, cu tot 8, 7, 1, 7, 5. 6 ori, mai bine 6 ori 5, 30. Deci, cu, și după asta o urmări. Și cu magică, da? 6. 7 ori 5, 30. 0 și 3, 6 ori 1, 7 și cu 3, 9. Ia vedeți. 56. Aici am continuat cu 56. Și acum va fi egal mai departe cu cine? 7 ori 20. 7 ori
27 ori 14, adică 140. Minus. Minus. La 3 cu cât am avut? Nu, 56 aici este. Așa. Așa este. Și acum trebuie să împărțim și la 24. Acum trebuie să împărțim și la 24. Ia mers tu la 24. 840 la 24. Merge de 2 ori. De ce numai de 2 ori? Păi... Ba nu, de 4 ori. De 4 ori? Ia să vezi tu dacă pe tu... Că 4 în 8. Pe ca 2 în 8. De 4 ori a trecut, ca 2 în 8 ai zis bine, dar da. Ești 4 ori la care a trecut contribuții. Păi atunci de 3 ori. Păi dacă după... 4, 3. 3 ori 4, 12. Nu, de 3 ori. Deci dacă 4, de 4 ori au fost prea mult, nu? Da. De 3 ori. Hai să vedem. 3 ori 4, 12. Deci 2 și 1. 3 ori 2, 6 și 1, 7. 3 ori 4, 12. Da, 70 și... 2. Scădem. 14 fără 2. De ce 14? A, 2. 2. Și 1. Corect. Îl coborăm pe 0. Da. 24 în 120. Da. De 6 ori. Era 120, da? Da. 6 ori 4, 2, nu, de 5. De 5 ori vi se reagă mai bine. 5 ori 4, 20. Da. 5 ori 4, 20, 0 și 2. 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Deci cât amplificăm? Cu 35. Cu 35. Așa s-a dat, da? 35. Corect. Și acum, din 140. Da. Minus 3 ori 6. Hai să mulțim 56 cu 3, da? 3 ori 6, 18. 3 ori 6, 18, 8 și 1. 3 ori 5, 15 și cu 1, 16. Corect. Și plus? 5 ori 2, 10, 0 și 1. 2 ori 3, 6 și cu 1, 6. Așa. Și face? Face. Mai întâi adunăm 140 cu 70. Da, și face 20. Și face 0, 11, 200... 210. 210. Minus 168 supra 840. Și iată cât face mai mult. 82. Da. A rămas 0, adică 9. 9 minus 6. De ce a rămas 9? Da, a fost 10 și a rămas 0 aici, da? Și acum dintr-un mus de 100 și 10 sute. Deci 10, 6 din 10. Că nu te-ai împrumutat-o mai în față. Deci hai să vedem așa, 210 minus, cred, 100. Minus 138. 8 din 10. 2. 6, nu găsești aici, e 0 aici. Da. Că te-ai împrumutat. Acum te învățe și faci 10 ani. Da, adică 4. 4 și nimic, 1 din 9, nimic. 42. 42 supra 840. Și facem cât aici, la momentul acesta. Am putea simplifica prin, cât? Prin, chiar 42 cât merge. Da. Deci simplifică toată fracția asta prin 42. 84 sunt 4 la 42, merge de 2 ori. Deci vine 1 supra 42, împărțit la 42, face 1. 1, 2, 20. 20. Da. Că vine 42 în 84, merge de 2 ori. Deci 1 pe 20. Este același răspuns. Același răspuns ca de trecută. Poți să faci comparații, să spui unde a fost mai greu și unde a fost mai ușor? Aici a fost mai greu. Sigur că da, că m-am problemat mare. Câtă muncă! Ia pe 42, descompunem. 6 ori 7. Zile 140. Și un număr normal, 140. Și apoi parte la fiecare din aceștia. Aceștia. Și riscul să greșești pe acolo la calcule. Da. Da? O singură greșeală. Deci, în clipa în care ești atent și nu lucrezi cu fracții ireductibile, îți oferi o șansă maximă pentru a greși. Că lucrezi cu numere mari, ești sub presiunea timpului, să zicem, la
la lucrare și ai greșit undeva. Și dacă ai greșit într-un singur loc, nu mai obții acel rezultat. Așadar, ce observații poți să faci aici după toate? Vedem discuția asta în paralel și cu calculul după simplificare, cu fracțiile reductive și invers. Observația ar fi așa. Totdeauna, toate fracțiile cu care intrăm în contact, te aduce la fracții ireductibile. Deci, notează, observație. No, puteți spune mult mai greu. Mult mai greu decât partea asta, da? Observație. Toate fracțiile pe care le întâlnim, toate fracțiile pe care le întâlnim, le aducem în stare de fracții ireductibile. Fracții ireductibile. Adică să nu se mai poate face niciodată nicio simplificare. Aducem o stare de fracții ireductibile, sublinează. Deci noi lucrăm numai cu fracții ireductibile. Că ne place foarte tare chestia asta. Așadar, Ștefan, din toată discuția de până acum, am înțeles când la lumea sau scădere de fracții, luăm pe fiecare fracție care o termin și, de o parte, o aranjăm în fracție reductibilă. Dar acum, cum ghicești tu numărul prin care s-ar împărți și numărătorul și numitorul? Mai întâi, analizezi numărul cel mai mic. Și cum a fost 7, ce e numărul prim? Da. El nu mai are azi divizor 7. Și atunci, dacă ar avea azi divizore, cauți dintre divizorii acestea care descoperi, numărul, dacă aș fost aici, 14. 14 și 2 ori 7. Da. Adică 2 și 7. Și vezi, 42 se împarte la 2 sau la 7. Deci, practic, ca să descoperi numărul prin care poți simplifica și numărătorul și numitorul, adică divizorul comun al lor, îți arunci privirea repede la cel mai mic dintre cele două numere, numărător și numitor. Și dacă unii prim, ai o baftă mare. Dacă îi prim, înseamnă că celălalt trebuie să împarte prin prim acela, prin numărul prim. Da. În cazul nostru 42 trebuia să împartă prin 7, că n-am alt divizor de încercat. Ce se caută cu 2? Când 7 nu vrem. 7 n-am de pe 1 și pe el însuși. Da? E număr prim. Și atunci, eu neapărat mă intențez dacă 42 se împarte la 7 și s-a împărțit. Așadar, o apărtură pe 6, echivalent asta. 3 pe 15. Tot așa, cel mai mic este 3. Privești cu atenție și spui, mă, fiind 3 și prim, cel bun numitor prin 3 dacă se împarte. Și 15 se împarte la 3. Așadar, se simte în fracția prin 3 și face 1 pe 5. Și iată cum am și la 2 pe 24, cel bun prin 2. O să te gândești că 2 număr prim și el arunde, da? Și a intrat în culoarea asta. Acum ai iubit pe fiecare de parte. Știi că avem numitorul comun? Numai 60, nu 840. Da. Numai 60, e altceva. Și 60 se împarte pentru la fiecare numitor. Și iată cum lucrăm și aranjăm treaba, da? Bun. Acum, hai să vedem cum se înmulțesc două numere decimale. Așa, Ștefan, ia să mulțim pe 0,5 cu 0,25. 0,5 cu 0,25. Păi, ea se face normal. Așa, trebuie să faci în funcție, da? Nu ții cont de virgulă, că mă întâlnești. Adică, și... te concede 0. Și gândi, la sfârșit, după ce ai terminat, da, numărăm câte... Zecimale sunt și de la înmulțitor și la demulțit, da? Da, și după punem virgula. Câte zecimale, atâta se construiește și la rezultat. Bun. Adică, ok, 0,0. Cinci ori cinci, doi.
că să-l scrii, că nu mai ai emoții cu nimic. Da. Și acum, perfect. Câte decimale ai? 1, 2, 3. 1, 2, 3, virgulă. 0,125. Deci, scriem și noi chestia asta. 0,25 ori 0,5 m-a condus spre rezultatul 0,125. Deci 0,5 ori 0,25 face 0,125. Perfect, perfect. Acum, 0,25 înseamnă, din ce știm noi, 1 pe 4, parcă. Ia să zicem, ne-am închis din nou. 0,25. Să scrie ca fiind, vorbește pe tărău. 1 pe 4. 25 pe 100, să înțeleagă. A, 25 pe 100. Care e prin împărțirea la 25. Am putea să simplificăm mai trepte. Prin 5, prin 5, dar noi deodată vedem da. Prin 25. Deci 25 de împărțat 25 face 1, 6, 200 împărțat 25 4. Deci, așa. 0,20, nu, 0,5. Ar fi egal cu 5 supra 10, multiplicat prin 5, da. Adică 1 supra 10. Și acum, 0,25 ori 0,5. 0,25 ori 0,5 este egal. Ca și rezultat. O, 1 pe 4. Nu, ai zis tu. Este egal cu 0,125. Da. Și acum traducem în fracții. În loc de 0,25 de sub, zicem. Punem 1 pe 4. 4 ori? 1 pe 2. 1 pe 2 egal cu... Hai să transformăm și cu astea în parte. 0,125. 0,125 egal cu 125 supra 1000. Deci 0,125 este egal cu 125 supra 1000. Și acum simplificăm cu 125. Chiar nu 125 merge, da? Da. Și merge o dată. O dată și... Ai zis o dată. Să împărțim. 1000 la 125 ales. Merge de... Merge de... Cam câte ori? La 1 în 10. În 10 ori nu merge prea mult. De 8 ori. 8 ori. 8 ori. 8 ori, 5, 4, 10. Iată, să merge de 8 ori. 10. 8 ori, 2. 20, 0 și 2, perfect. 8 și cu 2, 10. Excelent, doctor. Deci 1 pe 8. Da. Da, deci rezultatul este 1 pe 8. Pune și noi egal cu 1 pe 8. Și acum facem ochii mari și ne gândim. Mai ce chestii. Deci 1 pe 4, ori 1 pe 2, egal cu 1 pe 8. Adică, în loc de 8 ăsta, ce înseamnă? 4 ori 2. Da, adică am înălțit pe numărul... Dori între ei. Hai să-i 1 ori 1. Da. Și numărul 3. Foarte tare. Am descoperit cum se mulțesc două fracții. Deci, nu teoretic. Da. Vezi că ce-am făcut eu acum? Te-am dus... Practic, am oferit și șansa de a trece de la numere decimale, fracții de la fracții ordinale, am văzut cum se mulțesc două numere decimale. Deci a făcut un antrenament foarte interesant, laborios, nu? Yeah. Și în care ți-am amintit foarte multe lucruri. Dar am descoperit și cum se mulțesc două fracții ordinare. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Deci plătează și asta. Două sau mai multe fracții, două sau mai multe fracții ordinare, se înmulțesc. Astfel. Două puncte. Deci sus spui. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Adică, o să zic și eu.
3 supra 8 înmulțit cu 5 supra 9 înmulțit cu 4 supra 10 4 supra, hai să spunem, 4 supra 15 e cam 1. Deci 3 pe 8 ori 5 pe 9 ori 4 pe 15 e cam 1. Cum avem teoria numărătorii 3 și numitorii 3? Faceți mai degrabă 3 ori 5, 15 ori 4, 5 ori 4, 20 era 15, 4 ori 4 și cu 2 6, 60. Deci fac 60, corect, 60. Altfel mai spun, ziceam așa, 4, 5, 20. 20 ori 2, 60, mult mai bine în bine, da? Da. Deci ți alegi tu, că doar mulțile comutative, e asociativ, faci tot așa. Jos. Jos facem 8 ori 9, 7, 2 ori 15. Iată, 72 ori 15. Sigur este, da? Să fac și eu. 5 ori 2, 10, 0. 5 ori 7. 35 cu 1, 36. 1 ori 2, 2, 1 ori 7, 7. 0, 8, 10. 8, 10. 1080, zic. 1008, 1080. Este reductibilă sau ireductibilă? Ireductibilă, măcar prin 10 deodată, că ai un 0 și un 10, da? Deci este ireductibilă prin cât am găsit pe către, prin 10. Și da, mai departe, 6 supra. 6 supra. 108. Și da, mai departe, asta este ireductibilă sau reductibilă? Reductibilă. Prin cât s-ar mai împărți în mod sigur? Atât numărătorul cât și numitorul. Ce am spus? Uite, te uiți la asta. Cel mai mic. 6 cât este? 2 ori 3. 2 ori 3. Ori prin 2, ori prin 3 încerci. Prin 2. Prin 2 obligator, că sunt ultima cifră aici, da? Da. 2 în 10. 2 în 6. A, 2 în 6 de 3. 2 în 10. 2 în 4. Bun. Acum, este reductibil sau ireductibil? Cel mult prin cât se mai poate împărți? Cel mic, îți spune. Prin 3. Prin 3. Acum, 5 cu 4 fac 9, se împarte. Da. Așa, și deci vine 3 în 3 o dată. Da. Și 3 în 5. 5 o dată. Că rămâne 2. 24 de 8 ori. 8 ori. 1 pe 18. Foarte tare. 1 pe 18. Aici am aplicat era foarte multe cunoștințe. Deci am aplicat teoria numărătorii între ei, numitorii între ei. Mi-au dat ce mi-au dat. Am sensat că este reductibilă prin, de dată prin 10 cu cred că 0 și la numărător și la numitor. A apărut asta, încă este reductibilă, încă este reductibilă, 1 pe 18. Și apoi ideea, nu putem face la început. Nu ai ideea mulți și ar face, și ajunge la numărul ăsta mare și ar duce spre simplifica și așa mai departe. Adică, aș fi scris așa eu, egal cu 3 ori 5 ori 4. N-aș fi face de mulțimea. 3 ori 5 ori 4. Da. Supra 8, 9, 15. Și se vede că se poate simplifica și sus și jos printr-un 4. 4 cu 8 aici și rămâne un 2. Da. Se mai vede? 15. 3 ori 5, 15 cu 15. Da. Nu? Dăm 15, 15 și rămâne unul sus, doar unul rămas sus. Da. Iar jos a rămas 2 ori 9. 1 pe 19. 18.
excepțional. Ce bătaie de drum a fost asta? Era mulțit, dar găsit un număr, când am putut în alt loc, simplifică. Dar mai tare, nu le scriem așa, ci facem simplificări, să facă așa sus-jos. Uite, să facă sus-jos. Că, practic, 3, 4 de sus și 8 de jos. Asta era. Putem simplificările pe diagonală, sus, jos, numărător, numitor. 4 cu 8 și rămâne 8 ori. Da. 3 cu... 9. 3 cu 9, da. Foarte bine și rămâne 3 aici. Da. 5 cu 15. 15 și rămâne 3. Da. Și atunci, 2 ori 3 ori 3. Adică 2 ori 9, 18. Foarte tare. Deci, o observație spectaculoasă în momentul să o reții, nu? Da. Deci înainte de a face mulțitri, înainte, observați-mă, trebuie, notați-o, că asta e lucru esențial. Înainte de a face mulțitri, numărătorii între ei și numărătorii între ei, urmărim cu litere mare, urmărim să facem simplificările posibile. Da? Vrem să facem simplificările, toate simplificările, să facem toate simplificările posibile. Facem toate simplificările posibile. Subliniem literele mari, asta e lucru care, cu care ne-am ales acum, după această discuție. Matematica este frumoasă pentru că noi suntem totdeauna frământați să găsim lucrurile esențiale, să ne ușurăm munca. Nu ne ducem după teorie, pur și simplu, ce o aplicăm așa, ad litera, ci căutăm ce chestii finuțe putem avea ca să nu ne punem la treabă și să muncim acolo. Și sigur, între... Alo. Bună ziua.